Operatorul de salubritate de la Roman, societatea Rosala, a acționat la comanda primăriei în regim non-stop pentru a înlătura stratul de zăpadă depus pe carosabil, asta pentru a se evita înghețarea straturilor de omăt din cauza cerului extrem anunțat de meteorologi prin prognoza meteo. S-a intervenit manual, dar și mecanic, pe trotuare, cu 40 de lucrători și un ATV cu plug. Decizia a fost luată în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat vineri 6 și sâmbătă 7 ianuarie. Am avut iarăși ședință cu domnul primar de comandament, cu toată conducerea de la intervenții și de aseară am început din nou să facem curat, să îndepărtăm zăpada frământată care a făcut ieri în timpul amestii și pentru că s-a anunțat mare îngheț, minus 24 de grade, ceea ce nu s-a confirmat chiar a fi atât, dar să nu ne-am luat măsuri să nu înghețe acea zăpadă frământată. Și în cursul nopții am făcut continuitate pe partea de est a Romanului pentru a nu se înfunda drumul dinspre varianta Cucutei, drumul național spre Sagna, și partea cealaltă de la Cărămidă, fabrica de Cărămidă, strada Fabricii, unde toată zona aia de orașului a trebuit să avem continuitate cu utilaje pentru a nu se înfunda. Iar de la ora 4 s-a intervenit pe trotuare cu 40 de muncitori de la întreținere stradală cu utilaje pentru dezăpezit ATV și freze pentru a da zăpada de pe trotuare. Iar de la ora 5, așa cum mi s-a dat comanda de aseară de la comandament, de la primărie, a trebuit să ieșim cu toate utilajele să îndepărtăm zăpada care a căzut în cursul acestei dimineți, azi noapte și în cursul acestei dimineți, cu 22 de utilaje și două sărărițe. Duminică 8 ianuarie de la ora 5, așa cum s-a primit ordin de la Comandamentul Local pentru Situații de Urgență, s-a intervenit din nou pentru a îndepărta zăpada căzută în cursul nopții și în dimineața zilei de duminică 8 ianuarie. S-a acționat cu 22 de utilaje și două sărărițe și s-a consumat material antiderapant amestecat cu sare câte 40 de tone, respectiv sare, nisip și inhibitor la fiecare tură. Amestecat cu sare, deci material antiderapant, am avut ieri 40 de tone de sare, acum seară iarăși 40 de tone de sare și cam la fiecare tură ieșire dintr-o asta avem câte 40 de tone de sare cu inhibitor pe toate străzile. Acum am intervenit, începem să intervenim a doua oară pe toate străzile, pentru că iarăși misoarea s-a amplificat și trebuie să o luăm iarăși de la casă pe toate străzile cu toate utilajele. Și până mâine, de câte ori estimați să mai ieșiți? Voi, cred că, după cum anunță prognoza, s-ar putea să facem continuitate până după amiază, dacă dă Dumnezeu și așa cum spun meteorologii și Institutul Național de Meteorologie, ar fi o pauză după amiază și iar la noapte, din nou, vor scădea precipitații. Spuneți-mi ce alte probleme s-au mai ridicat la Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Asta vine poate spune și domnul primar, că au fost, în special dumnealui, a mers cu toate străzile și s-a ocupat și pentru cei cu dializă să fie eliberat, să nu fie înfundat situația, pentru cei care sunt câteva adrese cu probleme care fac dializa și absolut unde s-a cerut pe toate străzile aseară cu dumnealui și cu conducerea domnul Ovidiu, am mers pe toate străzile și am intervenit să fie totul degajat, să nu înghețe zăpada frământată și v-am spus, în dimineața aceasta am pornit din nou și cu toți suntem pe trasee. Da. În Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-au ridicat și problemele legate de eliberarea străzilor pentru cei 65 de dializați și pentru cele câteva zeci de gravide la termen din Roman. Conform prognozei meteo, pe o săptămână, duminică 8 ianuarie, temperatura va ajunge la minus 10 grade Celsius, fiind percepută de corpul uman la minus 23 de grade Celsius. Luni, 9 ianuarie, temperatura va rămâne la minus 10 grade Celsius, la fel ca și marți, 10 ianuarie. Miercuri, 11 ianuarie, este prognozată o ușoară încălzire cu o temperatură de minus 7 grade Celsius.
Celsius fiind percepută la minus 13 grade Celsius. Joi, temperatura prognozată va fi tot de minus 7 grade Celsius, iar vineri 13 ianuarie și sâmbătă 14 ianuarie, temperatura este prognozată la minus 6, respectiv minus 5 grade Celsius, cu o percepție de minus 12, minus 14 grade Celsius.